Două școli gimnaziale din municipiul și județul Galați, România, vor vizita școala gimnazială din comuna Vârvăreu, unul Florești. Vizita va avea loc pe 25 și 26 aprilie în cadrul proiectului Educațional Valențe culturale Educative Dincolo de Prut. Elevii din Vârvăreu ca vor organiza două activități extracurriculare comune. TVC-ul ecologic Eu pot mai mult gândim global, acționăm local și pe arep de primăvară. În activitatea intitulată pe arep de primăvară, elevii vor elogia primăvara și femeia vor cânta admira cea mai scumpă ființă, mama. Iar TVC-ul ecologic este o activitate care va contribui la educarea și conștientizarea elevilor asupra importanței inverzirii plaiului natal pentru bunăstarea tuturor și echilibrul ecologic. Profesorii împreună cu elevii vor planta copaci în curtea gimnaziului din Comuna Vărvăreuca, care vor rămâne amintire peste ani și vor crea un spațiu verde și durabil. Activitățile educaționale au drept scop atât afirmarea cât și stimularea potențialului artistic al elevilor, dezvoltarea deprinderilor de a fi solidari și de a prețui munca fiecăruia, cât și valorificarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor care ne caracterizează ca neam românesc, au specificat organizatorii. Activitățile vin după ce a fost semnat un acord de colaborare și de înfrățire între gimnaziul Vărvăreuca și cele două gimnazii din Galați.